Capitolul 2 Altfel ar fi trebuit să se termine. Am deschis cu greu ochii și am privit în jur. Unde mă aflu? Îmi simțeam trupul greu ca și cum o mare greutate mi rândesa în saltea. Aveam gura uscată și mi-am umezit buzele. Ce cautai mei aici? Părinții mei, fratele meu, sora mea și gumnatul meu teau în picioare în jurul încăperii, cu brațele încrucișate la piept. Fețele le erau sumbre, iar ochii plecați. Nimeni nu scotea o vorbă. Toți se uitau în jos, la podea, ceva nu în regulă. O durere surdă mi s-a cuibărit în piept. Nu era o durere fizică, ci o profundă conștientizare a faptului că eu eram motivul îngrijorărilor. Cea din tâi care și-a ridicat privirea a fost mama, iar ochii noștri s-au întâlnit. A venit în grabă lângă patul meu. Toți ochii s-au ridicat și s-au îndreptat spre mine. Scumpa mea, ne bucurăm atât de mult că ești bine. În privirea ei se citeau doar dragoste și preocupare. De ce spune asta? Auzeam ce spunea, dar nu înțelegeam despre ce era vorba. Apoi mi-am amintit. Mi-am amintit cum am târât peste linii strigătul, durerea. Mi-am amintit de echipa de salvare. Mamă, mi-au tăiat paltonul. Mi-au tăiat hainele. Mă simțeam prost că hainele mele drăguțe erau acum ruinate. O, oh, draga mea, nu-i nimic. Îți putem lua altele noi. Glasul mamei era blând. Ne bucurăm doar că ești bine. Auzeam cuvintele ei, dar eram prea obosită ca să răspund. Chipul ei s-a pierdut în ceasă și apoi am simțit cum alunec. Trecuseră poate ceasuri sau zile, nu eram sigură. Am auzit o altă voce, dar nu era a mamei mele. Kristen. Un bărbat îmi dădea ghes să mă trezesc. Îmi simțeam pleoapele grele, dar m-am străduit să le deschid și să mă concentrez. Zăceam întinse pe partea dreaptă cu fața spre fereastră și cu spatele la bărbatul acela. Kristen, eu sunt doctorul tău. Te rog să te uiți la mine. Trebuie să-ți vorbesc despre rănile pe care le-ai suferit. M-am uitat peste omăr ca să-i întâlnesc privirea. Știam că nu avea nimic bun să-mi spună și nu voiam să aud ce avea de zis. Mi-am luat ochii de la el, focalizându-mă în schimb pe copaci înalți ce se profilau pe fereastră. Piciorul tău stâng este vătămat rău până deasupra genunchiului, iar de acel drept până sub genunchi. Poate că vei putea merge din nou într-o zi cu ajutorul protezelor. Îi auzeam cuvintele, dar nu mă implicam cu mintea sau cu inima în ceea ce spuneau ele. Nu voiam să vorbesc despre asta sau să mă gândesc la asta. Somnul îmi dădea târcoare, iar eu eram mult prea doritoare să-i cedesc. Aveam nevoie de o scăpare din fața adevărului. Mi-am închis ochii pe jumătate deschiși, iar somnul m-a luat în stăpânirea lui întunecată și mistuitoare. Când m-am trezit iarăși, mi-a luat ceva timp să-mi focalizez privirea. Niște perdele albe acoperea o ușă de sticlă. Perdelele erau pe jumătate trase și puteam vedea o parte din coridor și o ușă ce dădea spre un alt salon. Flori, baloane și bilețele se îngrămădeau pe masa de lângă patul meu și pe din cealaltă parte a încăperii. Baloane roz, roșii și albastre și diverse buchete luminau locul. Mireasma trandafirilor îmblânzea izul de spital. Mama stătea în picioare lângă masă, aranjând bilețelele. Mamă, Tata, sora și fratele meu stăteau pe scaună. Toată lumea tăcea. Mintea mi se limpezea încet, ca și cum straturi de voal mi s-ar fi desfăcut de pe cap ca fâșiile de pânză de pe o mumie. Capul îmi era mai limpede, dar îmi simțeam tot trupul lipicios, părul, corpul. Voiam să mă curăț. Mă simțeam îngrozitor și mă imaginam că și arătam pe măsură. Mi-am atins fața și am simțit mascara în jurul ochilor, uscată în șansuri din cauza plânsului. Aveam piele aspră, părul care mi-a târnat peste față se simțea un suros. Pe mâna unde îmi pusese perfuzia se vedea sânge uscat, mai mult decât orice. Voiam să fac un duș, voiam să fiu curată, să mă simt curată. Mamă, pot să o sun pe Kelly? Kelly îmi prietena apropiată încă din clasa a doua. Era înaltă, slabă, blondă și frumoasă, iar în preajma ei mă simțea mai în largul meu decât cu alții. Puteam vorbi întotdeauna despre orice. Deseori ne pregăteam împreună înainte să ieșim în oraș, în weekend. Știam că ea mă putea ajuta și voiam să fie aici cu mine. Mama a format numărul lui Kelly la telefonul din salon, după care mi-a întins receptorul. Un moment mai târziu am auzit vocea prietenei mele în aparat. Kelly a urmat un moment de tăcere. Da, sunt la spital. Poți veni să-mi aranjezi părul și machiajul?" Sigur, vin imediat." a ezitat. Glasul îi tremura. Ce mai faci?" Mi-am coborât privirea. Picioarele mele nu mai erau. Mi-am amintit că le-am văzut zăcând lângă liniile de tren. Sunt în regulă." Glasul îmi era liniștit. Îmi era teamă și nu știam cum să-i spun ce se întâmplase. Încă nu părea real. Sunt în regulă," am spus încă o dată, dar picioarele mi-au fost tăiate." Pe obraz mi se prelingeau lacrimi. Nu-i nimic, dragă," mi-a spus Kelly. Ai să te faci bine, n-ai nevoie de picioare. Cuvintele ei erau pline de speranță, dar după ce ne-am spus, la revedere m-au năpădit întrebările. Cum am să-mi trăiesc viața fără picioare? Cum de s-a întâmplat așa ceva? E real? Aș vrea să-mi spună cineva că nu. Am simțit mâinile calde ale asistentei pe brațul meu. Și zâmbetul ei era cald. Mi-a măsurat tensiunea, după care mi-a luat temperatura cu un termometru de ureche. A verificat cablurile ce erau conectate la pieptul meu și a ajustat clema pentru monitorizarea pulsului pe care o aveam pe deget. Patul îmi era înconjurat de aparate și am știut că ele mă țineau în viață. Te simți confortabil, Kristen?" Perfuzia nu te deranjează?" O auzeam de parcă mi-ar fi vorbit printr-o pernă. Hmm, da." Somnul, asemenea a nisipurilor mișcătoare, încerca să mă tragă înapoi în jos. Mi-am forțat ochii să se deschidă mai tare. Am presupus, după lumina naturală ce scălda încăperea, că era ori dimineața de vreme, ori după amiaza târziu. În afară de asta, nu știam cât era ceasul sau în ce zi mă aflam. Mintea mea se lupta să-și amintească. Îmi simțeam brațele cântărind jumătate de tonă fiecare. Durerea era intensă, toate mă dureau, dar picioarele cel mai crunt adâncă, ascuțită și mușcătoare durerea din picioare, nu voia pur și simplu să contenească. Asistenta nu mi-a explicat pentru ce erau toate monitoarele și perfuziile acelea, iar eu nu am întrebat de teamă că întrebarea ar fi făcut coșmarul acela și mai real decât era deja. Nu voiam să cred că picioarele mele s-au dus. Am să-ți verific tuburile de drenaj de la picioare și am să-ți schimb bandajele. Voi păi fi cât se poate de rapid, iar după aceea te poți odihni. Am privit spre chipul asistentei, iar ea mi-a oferit un zâmbet. Vocea ei îmi suna cunoscută și m-am întrebat dacă fusese des în salonul meu să mă îngrijească. A dat la o parte așternuturile de pe mine, iar eu am aruncat o privire în jos. Bandaje îmbibate de sânge îmi înfășurau picioarele. Din ele ieșeau niște tuburi pline de sânge roșu negrit. Mi-am întors rapid privirea. Stomacul mi s-a strâns și am închis din nou ochii. Mă simțeam atât de obosită de parcă nu mai dormisem de luni de zile, deși știam că nu făcusem altceva până atunci decât să dorm. În salon a intrat mama cu câte un aranjament floral în fiecare mână. Alea... Alea sunt pentru mine?" Glasul meu suna zgrunțuros, iar cuvintele mi ieșeau din gură încet, ca și când cineva mi-ar fi redat vocea cu încetinitorul. Da, scumpo." A ridicat unul dintre ele ca să-l pot vedea. Trandafiri, garoafe, margarete și verdeață se reversau din vază. Uite, aici sunt florile de la bunica și bunicul. Coșul ăsta e din partea biroului de control al bazei navale. L-a așezat pe o masă lângă celelalte cadouri, după care a ridicat o felicitare ca să o pot vedea. Pe ea erau scrise multe nume, dar nu mă puteam concentra destul cât să le citesc. E semnată de toți colegii de serviciu ai tatălui tău. Drăguți din partea lor, nu-i așa? În mine durerea zvâgnea în ritmul cuvintelor ei. Am încuviințat pe jumătate trează încercând să înțeleg ce spunea. Pleapele mi s-au îngreunat din nou. Am încercat să-mi fixez privirea pe buchetul de la bunici. Ce drăguți din partea lor! M-am simțit specială și iubită cuiva îi păsa de mine. Am reușit să rămân trează timp de câteva minute, dar curând efectul medicamentelor m-a înfrânt. Închizând ochii, am alunecat în întuneric. De ce se află cineva în salonul meu în miez de noapte? Mintea mea încerca să se concentreze. Tocmai mă trezisem și mă uitam pe fereastră la zăpadă când am realizat că nu eram singură. Lângă fereastră, într-un scaunel, stătea o fată citind o carte. M-am uitat la ea, întrebându-mă dacă ar trebui să o cunosc. Avea părul șaten și mult machiaj de culoare închisă în jurul ochilor. Am crezut că era o iluzie, una întunecată. Am privit-o o vreme, apoi m-am străfulgerat. Era sora mea. Stei și venise să fie alături de mine. Ștei și, am spus eu cu voce spartă. Machiajul din jurul ochilor tăi arată foarte rău. Ai folosit mult prea mult. Ce? Fata și-a ridicat privirea din cartea ei. Sprâncenele i s-au arcuit. Poftim? Machiajul din jurul ochilor tăi arată foarte rău. Ai folosit mult prea mult, am repetat eu. Am închis ochii, apoi am deschis iarăși, încercând să-mi refocalizez privirea. Ceva nu era în regulă. Dacă era sora mea, cum se făcea că nu suna și nu arăta ca ea? Ata clătina din cap, nevenindu-i să creadă. Mintea mea făcea efortul să își dea seama cine era. Atunci am realizat că nu era sora mea. Nu știam cine era. Ce caută ea în salon la mine? Ce face ea aici? Unde este și? -i? Unde sunt părinții mei? Îmi pare rău, aș fi vrut să-i spun. Am deschis gura, dar cuvintele nu voiau să iasă. Mi-am închis ochii și am deschis un minut mai târziu, sau cel puțin așa mi s-a părut. O urmă de soare se strecura printre nori, iar zgomotul de pe coridor m-a anunțat că era ziua. Lucrurile erau întotdeauna mai agitate și mai zgomotase în timpul zilei. Ochii mi s-au închis, Apoi mi s-au deschis iarăși. Sunetele produse de mișcările cuiva în salonul meu se amestecau cu zgomotele asistentelor de pe coridor. Mama punea ordine în lucruri. Pusese acolo aproape de fiecare dată când m-am trezit, vorbind cu asistentele și asigurându-se că eu și toate lucrurile din încăpere eram în regulă. Și ceilalți din familie erau acolo cum puseseră și în majoritatea momentelor mele de veche. Stacy era cea mai tăcută din familie. Îngrijorarea de pe chipul ei era cel mai ușor de citit, din șanțul dintre sprâncene și din lacrimile pe care încerca să-și le înainte de a apuca eu să le văd. Fratele meu, Ryan, era expansiv și borbăreț. A intrat și mi-a făcut din mână. Drăguț din partea ta că te-ai hotărât să te trezești din acipială. Avea un zâmbet larg și m-am liniștit văzând cât de normal se porta. Tada s-a uitat la mine iar în ochii lui albaștri deschiși îi se oglindea grija când s-a întins și m-a strâns de umăr. Strânsoarea mâinii lui puternice mi s-a părut calmă și liniștitoare ca o promisiune că totul avea să fie cumva bine. Speram să fie așa. S-a ridicat încet și s-a plecat să-mi sărute fruntea, după care s-a întors spre mama. Ai nevoie de ceva de la cantină?" Lucrau împreună atât de firesc, având grijă unul de celălalt și amândoi veghindu-mă pe mine. Nu, e în regulă. Vin cu tine." Ryan a aruncat o privire lui Stacy și s-a ridicat în picioare. Tu vrei ceva? Părea mai înalt decât mi-l aminteam și mai în vârstă, mai matur. E în regulă, a comentat Stacy. S-a întins, a ales o revistă de pe măsuța din lateral și a început să o răsfoiască, dar eu știam că nu citea. Pe pardoseala tare se auzea ecoul pașilor tatălui meu și ai lui Ryan în drum spre cantină. Lumina mi se juca pe față, revărsându-se prin perderele trase. M-am uitat spre scaunelul de lângă fereastră. Mi-am amintit de evenimentele din noaptea trecută și m-am întrebat dacă fata aceea mai fusese în salonul meu și înainte. Nu avea sens. Ce să caute ea aici? Aveam un sentiment ciudat că stătuse acolo, de veche lângă mine, nu doar o dată. A intrat doctorul și a venit până la marginea patului meu. Prezența lui a pus capăt mișcărilor mamei. Era înalt și avea părul șaten. O haină albă i-a atârnat de umeri lați. Mi-a răsfăit fișa medicală, apoi a scos din buzunar un silou ca să noteze ceva în ea. Cum te mai simți astăzi, Christian?" Nu i-am răspuns. În schimb, i-am pus o întrebare. Astă noapte a fost o fată în salonul meu. Ce căuta ea aici?" Și-a încruntat sprâncenele, apoi le-a ridicat surprins. Mama și sora mea s-au uitat una la alta și au înghețat, așteptând să vadă ce avea să zică. Te-am pus sub supraveghere suicidară. Trebuie să ne asigurăm că ești în siguranță." A rostit-o de parcă ar fi fost ceva evident. Inima mea sărit din piept. Cuvintele lui au venit aproape ca o palmă peste față. Am simțit că mi se făcea greață. Nu mi se părea corect ca nimeni să nu vorbească despre asta. El chiar crede că aș încerca să mă sinucid? Drept cine mă ia? De ce ar spune așa ceva despre mine? Dar odată cu jignirea am devenit confuză. N-ar spune așa ceva dacă n-ar crede că e adevărat? Asta crede el că s-a întâmplat? Asta crede toată lumea? Nu vreau pe nimeni la mine în salon, am spus hotărâtă. Gândul că o persoană necunoscută ar putea sta în camera mea de spital, veghindu-mi somnul, îmi dădea fiori. Nu crezi că ai nevoie de supraveghere?" Chipul doctorului îl studia pe al meu. Nu. Nu vreau pe nimeni aici. N-am nevoie de așa ceva." Dar, chiar în clipa când am rostit acele cuvinte, întrebările m-au luat cu asalt. Oare am nevoie de cineva să mă supravegheze?" Abia dacă puteam, statrează. Cu atât mai puțin să întormesc un plan pentru a-mi face rău." Am derulat din nou în minte evenimentele care mă aduseseră acolo, dar nu erau de câteva imagini răzlețe. Îmi aminteam că mă dusesem în parc, dar nu aveam nicio amintire despre cum ajunsesem pe liniile de tren. Tot ce îmi mai aduceam aminte era că îmi văzusem picioarele la câțiva metri de pătare de trup. Oare am încercat să mă sinucid? Asta s-a întâmplat de fapt. Frica mi-a înțepenit gâtul, iar încordarea mi s-a răspândit mai departe în umeri și brațe. De ce aș face așa ceva? Oare asta cred și părinții mei? asta crede toată lumea? Și dacă era adevărat? Dacă chiar încercasem să mă sinucid? Am simțit cum de rușine inima mi se făcea gem și mă treceau fior de gheasă. Doctorul a încheiat consultația și s-a întors spre părinții mei. Este din ce în ce mai bine. Îi voi schimba puțin medicația, dar aparent merge spre vindecare. Nu se află complet în afara pericolului, dar e un început bun. Ai mei au părut încântați de acest comentariu, dar eu nu eram. Nu voiam să-mi supăr părinții, dar adevărul era că eu nu voiam să mă fac bine. Când a intrat asistenta, doctorul a pus-o la curent cu progresele mele. Mi-am putut da seama din tonul lui că starea mea era în continuare gravă, că încă nu avea nicio garanție că aveam să trăiesc. Poate că lucrurile sunt prea grave ca să mă poată salva. Poate că am să trec dincolo pe nesimțite. Încă mi se părea mai bine, mai ușor așa. În noaptea aceea nu s-a mai arătat nimeni să stea lângă patul meu și m-am bucurat. Nu aveam de gând să mă sinucid, dar asta nu însemna nici că voiam să trăiesc. Cu atât mai puțin acum, când nu mai aveam picioare. Când m-am trezit, am observat că baloanele și florile nu mai erau. Le-am căutat cu privirea prin încăpere, gândindu-mă că le-o fi mutat careva. Dar culorile vii nu mai erau. Nici mirezmele dulci, bilețelele curându-le din partea prietenilor, familiei și a celor de la biserică pe care mi le citise mama dispărusele toate. O durere mi-a spintecat pieptul, mi-am încleștat mâinile, în ochi îmi mijiseră lacrimi, îmi doream să mă pot întoarce și să-mi ascund fața în pernă. De ce fac asta? Încearcă să mă pedepsească? Nu mă mai simțeam specială, iubită și nu credeam că îi păsa cuiva de mine. Simțeam că cineva încerca să mă rănească. Mama a observat că mă foiam. A venit la marginea patului și mi-a luat mâna și mi-a strâns-o, zăbovind câteva secunde în plus, înainte să-i dea drumul. Privirea din ochii ei exprima ceea ce spusese aproape de fiecare dată când eram trează. Te iubesc. Mă bucur atât de mult că trăiești. Mamă, unde au dispărut florile și baloanele? Unde îmi sunt lucrurile? Mama mi-a arătat la fel de când mi-o aduceam eu aminte, cu părul ei și atentun scurs și ochii negri. Toată lumea zicea că eu îi semăn, iar în anii copilăriei și adolescenței mele, prietenii îmi spuneau că își doreau să fie avut și eu o mamă ca a mea. Zâmbea des și vorbea cu glas duios. De când mă știam, nu o văzuse mânioasă sau, cel puțin, nu mânioasă pe mine. Dar acum, era implicată și ea în pedeapsa asta? Ochii mamei erau blânzi. A trebuit să le luăm de aici, scumpo. Nu-ți face griji. Bilețelele și animăluțele tale de plus sunt toate acasă. Le păstrez pentru tine. De ce le-ai luat? Colțurile gurii mi-au coborât. Știam că erau doar lucruri, dar toate acele daruri mă făceau să mă simt puțin mai bine. Ele erau dovada că oamenilor le păsa de mine. Le vreau înapoi. Poți merge să le aduci? Îmi pare rău, Cristian." Mama s-a scărpinat pe frunte, apoi mi-a căutat mâna, ținând-o și strângând-o între ei timp îndelungat. Doctorul a spus că te stimulează prea mult. Ai nevoie de odihnă, scumpa mea. Trebuie să te gândești doar cum să te faci bine. Am simțit cum mi se contractau obrajii, dar n-am scos o vorbă. Ei nu știu că acelea sunt lucrurile mele? Cum au putut să-i spună mamei să le ia de aici? Cum pot fi atât de cruzi? Poate că fac asta din cauza a ceea ce am făcut. Ei nu vor să fiu fericite. Baloanele și florile fuseseră niște raze de mânghiere și speranță. La ce am să mă uit la noapte când toată lumea pleacă? La nimic la niște pereți goi. Tristețea și nedumerirea mea s-au prefăcut într-o amorțeală familiară. Preț de o clipă, durerea mi-a săgetat inima, dar, după aceea, am împins-o pe toată mai adânc în suflet până când nu mă mai durea nimic. Altfel ar fi trebuit să fie viața mea. Nu trebuia să se ajung aici. M-am gândit la tot ce mă adusese în punctul acela. Abusesem parte de o copilărie minunată, o familie extraordinară și o viață bună, dar asemenea unor urme întunecate de pensulă peste o pictură de monet, dezamăgirea întunecase treptat culorile vii ale picturii ce reprezenta viața mea perfectă. Inocența mea se pătase când suferințele îmbiciuisele, una după alta naivitatea, nu doar o singură urmă întunecată de pensulă, ci mai multe m-au adus în locul acela. Cum zăceam acolo întinsă, gândul mi-a zburat înapoi la cum a început totul.